Nepriceput priceput total în fotbal. Da? Și am mai spus-o și înainte, în emisiunea ta, dacă un politic, fii atent că sau va reuși. Burleanu? Este, Burleanu, este, ține minte. Este nu stu, exact tipicul politicianului ține minte ce spun. de, de asta. Răzvan Burleanu a ta nu știu dacă va începe președintele UEFA, că e greu, dar va ajunge pe acolo prin preajmă. O să vezi. Da, prin preajmă. Și Mircea Sandu, dacă nu era curățat, era primul vicepreședinte. Dar cine l-a curățat? L-au părățat oamenii puterii din România. Da? Dar pe cine a deranjat el politic? Pe Mircea nu, uh, nu, politic, dar vreau să și serviciile și a fost un consilier al, al, președintelui Băsescu, un, un altean, să nu-i dau numele, uh -huh. profesor, care a mâncat mură rahat și și uh, uh, vis-a-vis -vis de Mircea Sandu, iar Mircea Sandu nu avea nicio vină în, în nimic. Ca dovadă că atunci când era Mitica Dragomir și Mircea Sandu, aveam două echipe în Champions League, în primăvară europeană. Ne calificam... e, da, dar și multă corupție. Ne, ne... Avea și corupție. Acum nu e o corupție. Păi nu e, ce? E un campionat curat. Toată lumea ce că e curat. arde focul să vă ardă dacă am, am putut să văd așa ceva. Păi există pe țară un exemplu. în lumea asta fără corupție. Păi dă un, un exemplu din coru de corupție a, din Superliga. Să mă tu de limbă pe mine. Normal. Băi, sunt prea... Păi un exemplu, că băi, zici că e corupție la noi. Mult prea de... Nu există domeniu de activitate în această țară cu cel puțin... Ne amintit că 400 vine cu un, un exemplu sau taci cum se ia la tribunal. Râze, Îți place, a? Acuma, au, cum ți au, le ridic. Au <laughs> Și care le știu, că nu le știu pe toate. Da și care le știu. Da. Merg pe blat mâncați și gura, pentru că sunt așa oameni puternici încât îți ia glanda imediat. Da, dar nu mai zici cine l-a mătrășit Băsescu, l-a mă pe Mircea am influențat consilier? Băsescu, da, și, nu? cu acceptul Băsescu. Ne-a curățat pe toți. Cu acceptul Băsescu. Păi nu ți-am spus. Mai zice. Dar de ce consilierul ăla din Craiova așa puternic era? Multean, nu neapărat din crevă. Foarte Așa puternic era? Foarte puternic. Nu era Gigi Nedelescu. Mi se pare că e secretar de stat acum. Am înțeles. A, da. și, și serviciile l-au curățat pe Mircea Sandu? Da, bineînțeles, Colde. Coldea, nu? Da, Da? Pe mine nu m-a curățat Colde, pe mine m-a curățat Ponta. Aha. Păi și Coldea ce a avut cu, Micea, cu Micea Sandu? Cu ce l-a deranjat Mircea Sandu? Colde era cu dâncu și vrea să-l pună pe ăsta Pe, pe Burleanu Și uh, l-a arestat pe Popescu uh, cu o zi înainte de a fi președinte. Uh, a fost o manevră urâtă și rușinoasă pentru o țară. Dar este să te întreb ceva, de unde ești tu așa sigur că Popescu nu era vinovat și că -a luat, nu și-a luat comisionul ăla și așa mai departe? De ce? Că, de ce? De, de ce? Pentru că nu te întreb. Domnul, do 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 în momentul când a dat banii înapoi. Pe nu, da a dat bani înapoi când a fost prins. Nu, dragul meu. Nu. Ba, da, ba, da, ba. nu, când a apărut în GSP. Nu, nu, a apărut ancheta, după aia a dat bani Dra inapoi. Dragul meu, încă o dată. Nu, nu. Una să fii... este anchetă jurnalistică și da? alta, anchetă penală. Nu, nu. orice anchetă e deja în ochii opiniei publice. A, asta, e, da, știi ce? Una e una și alta e alta. Tu îmi spui mie, da, Copos, uh, Gica Popescu, Meme Stoica, uh, Nu, eu te întreb. Uh, uh, Borcea, da. Nețoiu. Da. Uh, uh, stai așa. Victor Becali. Da. Mie mi-a părut rău de tot. Toți. toți nevinovați. Nu, nu. Mie mi-a părut rău de toți oamenii de sport care am văzut după gradi. De toți mi-a părut rău. Dar doar te întreb. De ce tu ziceți că a fost aia dacă, om, dacă mă rog, l-au prins cu comisionul ăla păgică. Poate așa a fost. Poate a greșit omul. Nu. N-a greșit nici n -a, n -a, n -a, Nu vreau să comentez asta. Bine, n-a greșit, dar nici bine n-a făcut. Nu, nu, nu. Eu spun, toți. Începând cu, cu uh, Jean Pădureanu, care a murit Dumnezeu să-l uh -huh. odihnească, cu Sechelariu, cu toți, eu spun, unii dintre ei au, au, au fost vinovați 10%, astfel, nu să-i arestez. Uh -huh.